Pe scurt, mi s-a stricat mouse-ul. Era sâmbătă, mă jucam ca de obicei în Fortnite. La un moment, mouse-ul nu mai funcționează. What the fuck? Ce s-a întâmplat? În momentul ăla aveam intenția să fac asta. După am luat aghiazmă, am aruncat peste mouse, a început să iasă fum. Dar cred că e timpul să-mi schimb mouse-ul. Am intrat pe internet, am găsit un site cu prețuri foarte mici și cu mouse-uri foarte tari. Asta este geek.md. Ne-am ales mouse-ul și am mers la magazin după el. Magazinul se află în orașul Chișinău, strada Nicolae Titulescu 6, și am intrat în magazin. Prieteni, ăsta este scaunul de gaming pe care eu îl doresc, dar n-am bani să-l cumpăr. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Motanaș, eu am avut de ales dintre SteelSeries Rival 300 Hyper Beast Edition și Razer Abyssus V2. Dar ce alegeți voi? Scrieți în comentarii. Eu cu siguranță am ales SteelSeries Rival 300 Hyper Beast Edition. Și până când angajatul îndeplinește foaia de garanție, vreau să vă spun celor care sunt de Republica Moldova și vor să cumpere periferice pentru calculator la un preț foarte mic, geek.md este alegerea voastră. Puteți să cumpărați mouse-uri Razer la cele mai mici prețuri. Magazinul doar s-a deschis, dar este plin cu diferite lucruri, cum ar fi mouse-uri, covorașe, fotolii DxRacer și AeroCool, tastaturi și multe alte lucruri de la cele mai renumite numite branduri, la prețuri foarte accesibile. Am luat mouse-ul și am mers spre casă ca să testez mouse-ul meu nou. Am ajuns acasă, am deschis cutia, atât de super arată. Oh, ce e tare mouse-ul. Mouse-ul vechi a devenit gelos. După am început să-i rup pe toți în Fortnite. Mulțumesc geek.md pentru mouse-ul acesta. Motanașii din Moldova, vă recomand acest magazin dacă iubiți ca și mine calitatea. Pe scurt, mi s-a stricat mouse-ul. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!